Bună ziua, dragi pretendenți Capricorn! Haideți să vedem la Capricorn. În general, ce se întâmplă pentru afaceri, sănătate, bani, perechi, cei singuri și o situație specială. Să le împart așa, să se mai amestece mai bine. Deci, prima. Veți avea o schimbare la serviciu sau în afacere. Nu v-ați simțit foarte bine în ultima vreme. Puteți avea gripă, răceală, puteți avea la spate ceva, oase. Aici văd multă înșelăciune, multă trădare. Văd că vă distrați mult sau că cheltuiți banii aiurea. Văd că vă recuperați după o pierdere. Vă asociați cu cineva. Ați avut o pierdere mare și ca și când parcă v-a furat cineva ceva, aveți dorințe și aveți ajutor, materialism, văd obsesie de bani, cineva v-a înșelat din cauza banilor, din cauza poziției, din cauza obsesiei. Câteodată vă doriți foarte mult din trecut, văd o persoană din Scorpion, vreți să fie ca în trecut. Dar nu va mai fi, v-ați luptat mult, parcă mai mult singur, singură. Dar veți primi dar și schimbare și asta în parcurs de 2 ani veți fi foarte, foarte bine. Deci și acum, dar peste 2 ani sau în timpul acesta, veți fi mult, mult mai bine decât erați. Această schimbare este foarte bine, această pierdere că ați avut-o. Este înspre binele dumneavoastră această pierdere. A fost. Parcă a fost. Dacă n-a fost, va fi repede acum. În perechi, văd că mergeți într-o călătorie, primiți niște bani extra, mergeți într-o călătorie, duceți dar la părinți, copii, cineva unde mergeți. Văd că nu veți divorța, parcă vreți, dar nu veți face pasul. Văd că nu puteți ierta ceva, o infidelitate, o minciună a persoanei cu care sunteți. Și asta nu vă puteți concentra, câteodată sunteți fără energie, pentru că doriți foarte mult... această persoană, ați vrea să iertați, dar nu puteți să iertați. Deci, poate fi iarăși persoană din Scorpion, Balanță, poate fi Leu. Dați dar aici, văd cu familia, copii, dacă aveți. Mergeți în vizită sau aveți pe cineva bolnav. Pentru cei singuri, primiți vești bune, vă pare rău după cineva, parcă suferiți mult ca o boală după această persoană.
Aveți un succes mare, o satisfacție cei singuri. Dacă încercați să recuperați pe cineva din trecut, arată că da, că reușiți, că veți avea stabilitate, veți recupera această persoană. Sau dacă vreți să cunoașteți pe cineva, veți cunoaște pe cineva repede și vă veți echilibra cumva. Veți încheia un capitol și veți trece la o altă fază a vieții dumneavoastră. Veți încerca să vă gândiți mai mult la dumneavoastră, să faceți ce vă place, să iarăși poate fi cineva din berbec, balanță, leu poate fi. Așa. La o situație specială, haideți să vedem. Aveți noroc, se împlinire la această situație specială, o petrecere, o bucurie mare, împlinire. Aveți grijă ce faceți, cum acționați, să nu faceți un pas greșit, pentru că arată că o persoană vă respinge într-o situație, vă respinge o separare, o despărțire. Din cauza nepăsării acestei persoane nu-i pasă, parcă. Da, deci poate să fie persoana din rac, fecioară. Dar totuși veți avea noroc. Totuși, dacă vreți să recuperați această persoană, parcă o veți recupera. Veți avea în această situație, după o așteptare lungă, multă muncă, veți avea reușită. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.